Discuția aprinsă astăzi la ședința ordinară a Consiliului Local Municipal, subiectele care au încins spiritele sunt cele referitoare la proiectele de hotărâre care au legătură directă cu polițiștii locali. Acum nu puteți să veniți să revocați sau să abrogați o hotărâre anterioară care a intrat în circuitul civil pentru că este o mare nelegalitate. Dacă ați văzut confuzie între două instituții, eu nu fac nicio confuzie. Care noi le stăpânim foarte bine, Reprezentanții polițiștilor locali care se află în litigiu cu primăria susțin cu argumente că acestora li s-a făcut o nedreptate clară și că își vor continua acțiunile în justiție. Eu consider nelegală această propunere de adoptare a unei noi organigrame, atâta timp cât suntem pe rol cu litigii pe vechea organigramă. Este practic un artificiu care tinde să invalideze și să lipsească de efecte hotărârile judecătorești deja pronunțate. Nu se poate adopta o astfel de organigramă fără ca acestor oameni să se asigure măcar minime măsuri de protecție socială. Vă spun cu tot respectul pe care l-am față de domnul primar și de domnii consilieri, noi acum ne întoarcem împotriva tuturor consilierilor, adică cei care au votat să nu mai plătească buzoienii și să plătească din buzunarul propriu pentru ceea ce vând. Pe de altă parte, primarul municipiului aduce argumente în favoarea hotărârii înființării Poliției Locale Municipale ca instituție de sine stătătoare, fără cei 270 de polițiști concediați. Trebuie să funcționăm cu o echipă mai mică în primărie, astfel încât să facem economii și să facem ceea ce se cere în acest oraș. Buzoienii n-au cerut pază suplimentară, buzoienii cer asfalt. Am fost zilele trecute pe viilor și oamenii plâng că li se bagă asfalt acolo. Despre asta vorbesc. Ne trebuie bani ca să putem să dezvoltăm acest oraș. Unii doresc ca acest oraș să rămână înlemnit așa în trecut, pentru niște interese pe care nu le pot înțelege și nu le voi înțelege niciodată. Ajutată de consilierul ALDE și de un consilier local PSD, opoziția a reușit să obțină un scor de egalitate la voturile exprimate pro și contra și la abțineri. Secretarul general al primăriei a precizat că procedura de votare va fi reluată în următoarea ședință a Consiliului Local Municipal. Deci votul de astăzi este un vot la paritate, se va relua votul în ședința de Consiliul Local următoarea. În cazul în care proiectul nu va trece nici săptămâna viitoare, va apărea o situație cel puțin ciudată, pentru că în organigrama aparatului de specialitate al primarului nu mai figurează polițiști locali. În același timp, prin respingerea organigramei, instituția Poliției Locale Municipale nu va putea funcționa.